Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Protestul medicilor de familie fără efecte la Giurgiu. Se caută agenți de poliție și pompieri. Premii de excelență din partea Clubului Elevilor Liberali. Reparațiile drumurilor județene, motiv de contră la Consiliul Județean. Record de asistență la Cupa Dunării la karate. Este a doua zi în care medicii de familie nu eliberează trimiteri sau rețete în semn de protest. Aceștia sunt nemulțumiți că statul alocă prea puțin bani pentru medicina primară, dar și că sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu funcționează cum trebuie. Forma de protest nu se desfășoară însă și la Giurgiu, cadrele medicale oferind asistență medicală ca și până acum. Pacienții vor primi consultații, dar nu li se vor elibera rețete gratuite și compensate și nici bilete de trimitere decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Aceasta este forma de protest la care au decurs medicii de familie pe fondul nemulțumirilor legate de contractul cadru care urmează să intre în vigoare. Mai exact, medicii sunt nemulțumiți că statul alocă prea puțin bani pentru medicina primară, dar și că sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu funcționează cum trebuie. Medicii giurgiuveni sunt alături de colegii lor din țară, însă oferă asistență medicală ca și până acum. Protestul a început de vineri, după 1 aprilie 2016. Sufletește, trupește, ne-am alăturat și noi protestului la nivel național privind medicina de familie, medicina primară, dar la nivelul județului Giurgiu, pot să spun, că nu s-a materializat prin întreruperea activității, deoarece actele adiționale au fost redactate de Casa de Județeană Giurgiu pe data de 31 martie 2016. Noi am intrat fiecare în posesia lor, începând de vineri după 1 aprilie. În prezent, contractul cadru și normele sunt aceleași ca și cele din perioada 2014-2015. Acestea sunt prelungite până la data de 30 iunie, urmând ca de la 1 iulie să intre în vigoare noul contract cadru. În cazul în care până la 1 iulie aceste probleme nu se vor rezolva, medicii de familie vor recurge din nou la o formă de protest. ISU Giurgiu anunță scoaterea la concurs a 11 posturi de subofițer, cele mai multe la subunitatea de la Bolintindeal. Pe parcursul acestei săptămâni se primesc cereri de înscriere la concursul care se va desfășura în luna mai pentru foștii angajați din sistem. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu scoate la concurs 11 posturi, toate prin rechemare în activitate. Cele mai multe posturi sunt la subunitatea de la Bolintindeal și doar unul singur este disponibil la detașamentul de la Giurgiu. Un post de subofițer administrativ principal la detașamentul de pompieri Bolintindeal, un concurs pentru ocuparea 5 posturi de subofițer operativ principal la detașamentul Bolintindeal, un concurs pentru organizarea 4 posturi de conducători auto-autospeciale la detașamentul de pompieri Bolintindeal și un concurs pentru ocuparea unui post de subofițer operativ principal la detașamentul de pompieri Giurgiu. Cererile de înscriere la concurs se depun în perioada 1-8 aprilie la sediul ISU de pe strada Dorobanți, iar dosarele până la 15 aprilie, concursul propriu-zis fiind programat în perioada 10-12 mai. Examinarea va consta într-o probă de evaluare a performanțelor fizice și una scrisă. Mai multe detalii despre concurs, tematică, bibliografie sau cerințe se găsesc pe site-ul sau pe pagina de Facebook a inspectoratului, dar și la sediul unității din Giurgiu. Și poliția face angajări. Cu începere data de 1 aprilie s-a dat startul angajărilor la poliție în vederea completării deficitului de personal. La nivelul județului Giurgiu a fost alocat un loc pentru reîncadrare și 35 de locuri pentru angajare din sursă externă, toate pentru posturile de poliție din mediul rural. Poliția română se confruntă cu un mare deficit de personal la nivelul inspectoratelor județene, motiv pentru care, începând cu data de 1 aprilie, s-a dat startul reîncadrărilor de personal. La nivel național sunt disponibile 46 de locuri, câte unul în fiecare județ și 6 la București. În ceea ce privește angajările din sursă externă, sunt disponibile la nivel național 1854 de locuri, județului Giurgiu fiindu-i alocate 35 de posturi. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată în cazul
cazul reîncadrărilor din persoane care au avut calitatea de agent de poliție, dar și la concursul organizat pentru locurile din sursă externă, unde se pot înscrie persoane care doresc să devină agenți de ordine publică și îndeplinesc condițiile menționate în anunțurile de organizare a concursului. Posturile scoase la concurs sunt la nivelul posturilor de poliție rurală, precum și la nivelul secțiilor de poliție din municipiul București. La nivelul județului Giurgiu a fost alocat un singur loc pentru reîncadrare și 35 de locuri pentru angajare din sursă externă, toate posturile fiind la posturile de poliție din mediul rural. La concursul organizat pentru locurile din sursă externă se pot înscrie persoanele care doresc să devină agenți de poliție de ordine publică și împlinesc cumulativ condițiile și probele de evaluare menționate în anunțurile de organizare a concursurilor, ce pot fi găsite pe site-ul Poliției Române la secțiunea Cariere, posturi scoase la concurs, dar și pe paginile oficiale ale structurilor teritoriale de poliție. Duminică seară, la un restaurant din Giurgiu, a avut loc acordarea premiilor de excelență de către Clubul Elevilor Liberali, tinerilor care au obținut rezultate meritorii în diverse discipline. Prin munca lor pe diferite domenii, premiații au adus în atenția lumii și din țară performanțele de excepție ale giurgiuvenilor. La evenimentul din seara trecută au participat și o parte a seniorilor liberali, alături de dascării ai celor premiați. Duminică 3 aprilie, Clubul Elevilor Liberal din Giurgiu a organizat la unul dintre restaurantele din oraș gala premiilor CEL, prilej de evidențiere a celor mai valoroși tineri ai municipiului pe mai multe discipline, sport, arte, educație, muzică și altele. În deschiderea evenimentului a urcat pe scenă alături de prezentatorii evenimentului președintele Clubului Elevilor Liberal din Giurgiu, Adrian Chiran, care deține și funcția de președinte la nivel național al Elevilor Liberali. Bună seara, bine ați venit la cea de-a doua ediție a Galei Elevilor Liceului Giurgiu. Mă bucur că suntem într-un format atât de mare, mă bucur că suntem numai bine liberali. Liberali de seamă, oameni frumoși. Mă bucur că suntem la cea de-a doua ediție și am putut să ne ținem de promisiune, și anume atunci când avem o acțiune de impact să organizăm în mai multe ediții și să devină o tradiție. Rând pe rând au urcat pe scenă în aplauzele asistenței tinerii, cărora li s-au atribuit premii de excelență pentru activitatea susținută în politică. Pentru activitatea foarte vastă, depusă în cadrul organizației de lege a Partidului Național Liberal, se acordă premii de excelență următorilor colegi: Vlad Luțu, Mircea Caragea, Cristian Bran, Claudiu Bărlan, Crina Cerval, Andreea Fricu și Simona Brânduș. Au mai fost premiați tineri care au îndrăgit artele, educația, muzica, sportul și altele, pe fiecare disciplină fiind desemnați câte doi câștigători, iar atribuirea premiilor făcându-se în anumite cazuri chiar de către dascălii giurgiuveni ai celor premiați. Pe parcursul derulării evenimentului nu au lipsit muzica de calitate și momentele coreografice susținute de trupa Millennium Dance. La eveniment au fost prezenți de asemenea lideri locali ai seniorilor liberali, care au primit premii pentru modul în care au susținut activitatea Clubului Elevilor Liberali giurgiuveni. Este vorba de Dumitru Beianu, Gheorghe Ștefan și Florian Nicolae. Mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru echipa noastră de liberali, și de asemenea vreau să vă felicit pe dumneavoastră la calitate de organizatori a acestei frumoase gale, pentru înalta ținută care ați impus-o. De asemenea, să vă felicit pentru că v-ați orientat nu numai la colegii noștri liberali, ci v-ați orientat la întregul spectru al tinerilor din municipiul și județul Giurgiu. Este foarte important că voi vă uitați și către tinerii hotărâți să-i atrageți în marea familiei liberale. Succes!
O ședință liniștită de data aceasta, dar în același timp tensionată. Asta s-a întâmplat la Consiliul Județean, unde nu a mai fost chiar scandal, dar au existat câteva schimburi de replici mai tăioase. Subiectul a fost legat de reparațiile la drumurile județene. Un proiect de hotărâre suplimentar introdus la începutul ședinței pe ordinea de zi a fost motivul schimbului de replici dintre vicepreședintele Cristian Marciu și președintele Vasile Mustățea. Vicepreședintele Marciu a întrebat dacă există solicitări la Ministerul Dezvoltării pentru finanțarea unor lucrări începute în 2014, iar președintele Mustățea i-a răspuns destul de dur. Pentru anul 2016 avem solicitare și pentru sectoarele cuprinse în la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare. Eu vă dau răspuns. Domnul Marciu, nu puteam, deci trebuia să... Întrebarea era, a fost formală pe care a spus-o, probabil ca să... Nu, că n-am avut material până acum, da. Unde formal? Dar știți că sunteți vicepreședinte și stați toată ziua la Ministerul Dezvoltării. Nu poți să pui un proiect pe fonduri europene dacă este sub un contract, că dacă reziliezi contractul. Era logic. Deci întrebarea a fost, dar să vă audă lumea că puneți întrebări aici. Vreți să mă jigniți? Dacă vreți să continuați, continuați. Dar am și eu contract, să vă jignesc. Deci nu, dacă deschideți partida, eu pot să răspund. Eu vorbesc, ce s-a întâmplat în 2015? Eu vorbesc frumos. Atenție. Eu vorbesc frumos. Și eu la fel. Da? Dar nu mă jigniți. Înainte de acest episod, proiectele de hotărâre pentru rectificarea bugetului și modificarea listei cu investițiile la drumurile județene nu au fost aprobate și chiar dacă nu a spus-o, președintele Vasile Mustățea a fost nemulțumit de acest lucru. Cu atât mai mult cu cât chiar vicepreședintele Cristian Marciu anunțase că grupul consilierilor PSD nu va vota respectivele proiecte. Apia Giurgiu este pregătită să demareze plățile directe pe suprafață din data de 8 aprilie. Pentru ca acest termen să fie respectat, angajații agenției au lucrat suplimentar și în weekenduri, iar până în acest moment au fost procesate 88% din cererile depuse de fermierii giurgiuveni. Plățile directe pe suprafață vor începe să fie achitate din 8 aprilie, informează Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Giurgiu. Potrivit conducerii agenției, cea mai mare parte din cererile depuse de fermieri au fost procesate. Este o perioadă foarte grea pentru noi, deoarece suntem în campanie de primire cereri și în campanie de autorizare cereri. Colegii mei lucrează 8 ore pentru primire cereri și încă 2-3 ore pentru autorizare cereri. Dar pot spune că avem un rezultat bun, chiar dacă nu mai avem weekenduri. În momentul de față sunt pregătite pentru plată un procent de 88% din cererile fermierilor giurgiuveni, adică un număr de 12.000 de cereri. Plățile directe sunt următoarele. Schema de plată unică pe suprafață în cuantum de aproape 80 de euro pe hectar, plata redistributivă 5 euro pe hectar pentru primul interval între 1 și 5 hectare inclusiv și 51 de euro pe hectar pentru al doilea interval, peste 5 hectare și până la 30 de hectare inclusiv. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită și plata pentru înverzire, 59 de euro pe hectar, plata pentru tinerii fermieri, aproape 20 de euro pe hectar. Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil este de peste 19 euro pe hectar. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu organizează în data de 14 aprilie 2016 la ora 9 Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Joi 14 martie, începând cu ora 9, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu, organizează atât în municipiul reședință de județ, cât și în Bolintin Vale, bursa generală a locurilor de muncă. La Giurgiu, evenimentul va avea loc la restaurantul Miorița, în timp ce în orașul Bolintin Vale, sediul bibliotecii din localitate va fi locul de desfășurare al bursei de muncă. Persoanele interesate să participe la această acțiune cu scopul de a-și găsi un loc de muncă au astfel posibilitatea de a lua contact cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, să vadă ce meserii se caută, să-și reamintească cum se completează un CV și o scrisoare de intenție necesară angajării. Prezența angajatorilor în număr cât mai mare este și ea de dorit la evenimentul din 14 aprilie. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an face parte din seria de evenimente adresate în special angajatorilor și organizate de Rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană,
în perioada 4-15 aprilie 2016 sub egida European Employer Safe. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Angajatorii pot depune oferte privind locurile de muncă vacante la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din municipiul Giurgiu, iar pentru localitățile arondate punctului de lucru Bolintin Vale, la sediul din localitatea Bolintin Vale, strada Republicii. Bursa locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru cei interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirilor profesionale sau să se reorganizeze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung. Giurgiuvenii își petrec mini-vacanța de 1 mai și Paște pe litoralul bulgăresc. Asta reiese din numărul rezervărilor efectuate la agențiile de turism. Deși oferta este una bogată, aceasta este aproape epuizată. În topul preferințelor se află destinațiile din Italia, Spania și Bulgaria. Giurgiuvenii se înghesuie pe litoralul bulgăresc atât pentru sezonul estival, cât și pentru perioada de Paște 1 mai. Deși mai avem mai puțin de o lună până la sărbătorile pascale, ofertele sunt aproape epuizate. Bulgaria, Italia, Grecia sau România ocupă primele locuri în topul preferințelor amatorilor de călătorii. Pentru giurgiuvenii care încă nu și-au achiziționat un sejur pentru mini-vacanța de Paște, respectiv 1 mai, ar fi bine să se grăbească deoarece locurile sunt aproape epuizate pe destinația lor preferată, Bulgaria. Tarifele în acest moment încep de la 155 de euro pe cameră la un hotel de 3 stele pentru 3 nopți de cazare în sistemul inclusiv. Mai avem de asemenea camere disponibile pentru Grecia, un sistem self-catering la un tarif începând de la 48 de euro de persoană pentru 7 nopți de cazare. Destinația preferată pentru România este stațiunea Mamaia și în acest an, ca și în anii anterior de altfel. Tarifele încep aici de la 380 de lei pe cameră pentru 3 nopți de cazare. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, anul 2016 a fost unul bun la capitolul rezervări pentru sejururi. În ceea ce privește locațiile, giurgiuvenii aleg să-și petreacă vacanțele atât în țară cât și în străinătate. Sâmbătă a avut loc la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu festivitatea de premiere a concursului Cartea care îmi place, pe care această instituție l-a derulat pe parcursul lunii martie. Festivitatea a avut și rolul de a marca Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, sărbătorită pe 2 aprilie. Concursul Cartea care îmi place s-a desfășurat online, aproape 100 de copii completând timp de o lună formularele postate de bibliotecă. Organizat după o idee a lui Ionel Muscalu, șef de serviciu în cadrul Bibliotecii Județene, concursul a avut succes și datorită promovării lui de către mass media, dar și prin implicarea specialiștilor de la bibliotecă. Ideea acestui concurs ne-a venit în urmă cu o lună și un pic și mulțumită mai ales dumneavoastră mediei s-a ajuns la ceea ce vedem astăzi aici, o sărbătoare într-adevăr a cărții pentru copii, este Ziua Cărții pentru Copii astăzi 2 aprilie, iar noi o sărbătorim împreună cu copiii care au câștigat concursul online Cartea care îmi place. Fiecare dintre participanți, și sunt mulți, sunt peste aproape 100, au primit de la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu din Giurgiu diploma de participare și desigur un set de cărți pe care și le aleg singuri. Cărțile oferite drept premii fac parte din diferite colecții și din diferite genuri. Biblioteca Județeană Ia Basarabescu va organiza curând încă un concurs, de data aceasta unul de eseuri și cu premii atractive. Cărțile sunt din diverse colecții, ele au venit împreună cu ziarul. În principiu sunt cărți foarte bune, cărți clasice, dar și cărți din Biblioteca Giurgiuveană, din colecția Biblioteca Giurgiuveană, sunt cărți ale autorilor români în general, dar avem desigur și cărți internaționale, cărți care au primit premii. Sunt cărți diferite pentru toate genurile și vârstele, de la 6 la 15 ani și chiar mai mult.
Evenimentul de sâmbătă nu a fost singurul în care Biblioteca Județeană a implicat foarte mulți copii. Vineri a avut loc lansarea cărții de povești cu titlul Din poveștile copilăriei mele, scrisă de doctorul Valerian Boțocan. Acesta a vorbit copiilor despre cartea sa și a oferit fiecăruia câte un exemplar. Micuții s-au așezat liniștiți la coada formată pentru autografe, după care au fost răsplătiți de cei de la bibliotecă cu dulciuri și răcoritoare. Scriitor și jurnalist complex, Aristide Buhoiu s-a născut la Lugoj pe 4 aprilie 1938 și a devenit cunoscut în special pentru realizarea seriei de reportaje Drumuri Europene. Prin activitatea sa profesională, prin ceea ce a scris și prin calitatea documentarelor difuzate la Postul Național de Televiziune, Buhoiu poate fi ușor calificat drept unul dintre artiștii televiziunii din țara noastră. Venit ca realizator de emisiuni în televiziunea română, la intervenția lui Tudor Vornicu și Octavian Paler, după ce lucrase ca reporter, redactor și crainic sportiv la radiourile din Timișoara, Cluj și București, Aristide Buhoiu avea să fie redactorul unor emisiuni TV de neuitat, precum Duminica Sportivă, Studioul A, Zigzag, Post Meridian, 360 de grade, Trubaduri de altă dată sau Telesport. Un episod important din cariera lui Buhoiu a însemnat realizarea seriei de documentare Drumuri Europene, ciclu de filme difuzate de Televiziunea Națională între 1976 și 1983. Lui Buhoiu, cariera i-a prilejuit ocazia realizării unor interviuri cu alte personalități ale lumii, Ronald Reagan, Bill Clinton, Henri Coandă, Angel Rugină, Ilie Năstase sau Nadia Comăneci, numărându-se printre acestea. Personalitatea jurnalistului născut în Lugoj pe 4 aprilie 1938 avea să fie catalogată ca fiind una a unui artist remarcabil după publicarea celor 6 cărți de cultură și literatură ale celui care a realizat documentarele Drumuri Europene, Drumuri Americane sau Săptămâna la emisiune Drumuri printre amintiri. Dar personalitatea jurnalistului român poate fi judecată și prin activitatea de dincolo de Atlantic, căci din 1984 Buhoiu imigra în Statele Unite ale Americii. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. După cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Dinamo vs. Astra Giurgiu a fost partida ce a reinaugurat Arena Națională într-o întâlnire de neuitat din play-off-ul Ligii 1. Astra a făcut spectacol și a lăsat groghii pe dinamoviști după un hat-trick semnat de Nisa Libec cu trimitere la selecționerul Anghel Iordănescu. Ce pasă bună pentru Junior Moraes. Moraes se duce peste Pulici. Moraes în care Teixeira, gol! Bugema! Bugema deschide scorul în minutul 17. William de Amorim o pasă pentru Alibec în poziție regulamentară. Alibec intră în careu, Alibec poziție de șut, trage Alibec, gol! Gol Astra! Execuție magistrală a lui Alibec, care pune mingea în vincul porții lui Cernia Uscas. 2-0! Sergiu Hanca pentru Paul Anton, vine șutul acestuia, gol! O
Mingea acum lungă pentru Alibek, scapă Alibek singur, Alibek în careu, Alibek și este gol! Astra face 3-1 prin Alibek. O minge pentru Alibek, trage Alibek, gol! Gol! Hat-trick reușit de Denis Alibek. 4-1 pentru Astra în partida cu Dinamo de pe Arena Națională. Și giurgiuveni sunt deja cu gândul la meciul de mâine de pe Marina Anastasovici, când Astra va întâlni Pandurii Târgu Jiu, într-o partidă care va decide liderul Ligii I. Aproape 300 de sportivi din 29 de cluburi de karate Kyokushin din România și Bulgaria s-au întrecut sâmbătă pe tatami în ediția a doua a Cupei Dunării. Competiția s-a desfășurat la probele Kumite și Kata, gazda fiind sala polivalentă din localitate, în organizarea Direcției Județene pentru Sport și Tinere Giurgiu și International Federation of Karate România. A fost o întrecere amplă adresată sportivilor cu vârste între 5 și 18 ani, copii cadeți și juniori, atmosfera competițională vorbind de la sine. Aș vrea să îmi permiteți să urez succes tuturor combatanților juniori, seniori din această zi. Este o zi importantă, este o zi plină de emoție pentru mine și pentru familia mea, pentru că la Giurgiu se întâmplă astfel de evenimente. Felicit organizatorii, felicit invitații, felicit conducătorii federației și pe dumneavoastră pentru toate inițiativele și toată susținerea acestui stil de arte marțiale de contact. Acest turneu este foarte important prin prisma faptului că este prima ediție, primul turneu organizat sub egida AFK România, Federației de Karate Knockdown. Participă un număr foarte mare de sportivi, aproximativ 300 de sportivi, de la 29 de cluburi din România și Bulgaria. Este o ediție precedentă a Cupei României, care se va desfășura în 21 mai la Sibiu. Este deschiderea oficială a evenimentelor care se vor desfășura în cursul acestui an și premergătoare campionatului mondial care se va desfășura anul viitor în perioada 27-28 mai, tot la Sibiu, va fi pentru prima dată în România când se va organiza un campionat de karate Kyokushin. Reprezentantul IFK a fost plăcut surprins de organizarea gazdelor și mai ales de publicul giurgiuvean, care a umplut efectiv tribunele. Am fost foarte impresionat atât de publicul prezent, cât și de organizatorii competiției, a cluburilor participante din Giurgiu, care au făcut un efort deosebit în așa fel încât competiția a fost organizată la cele mai înalte standarde. Etapă liniștită sâmbătă în returul Ligii a 4-a fotbalistice Seria Sud, o etapă cu numărul 18, care nu a adus nimic nou în configurația clasamentului, după ce Unirea Izvoarele a învins la Valea Dragului cu 4-1, Dunărea a învins Voința Slobozia acasă cu un scor pentru golaveraj 7-2, la fel și Arsenal Malu 7-1 acasă cu Hotarele. ASE Prundu a reușit să ia un punct în deplasare la Spicul Izvoarele, după un scor alb, iar Colibaș a învins în deplasare 2-1 la Călugăreni. Nimic nou la Mihai Bravu, care le-a administrat fotbaliștilor de la Vărăști un usturător 6-0, iar în ultima partidă a Seriei Sud, Dunărea Oinacul a luat 3 puncte în deplasare la Vedea, după un 2-0 care îi menține pe Oinăcar la mijlocul clasamentului. Un clasament care rămâne neschimbat în mare parte, cu Dunărea pe primul loc și Arsenal Malu în urmărirea sa, la 2 puncte în spate, cele două echipe fiind urmate de Unirea Izvoarele, la 5 puncte de lider și la 3 puncte de ocupant al locului 2. După Cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei, sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Mă
marți vom avea parte de vreme caldă în toată țara, cu maxime peste 20 de grade în aproape toate regiunile și până la 27 de grade în Banat. Excepție face doar litoralul, unde vor fi 13-14 grade. În vest, nord și centru local vor fi ploi slabe, îndeosebi averse care pot fi însoțite izolat de descărcări electrice. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu norări spre seară, dar numai pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Izolat sunt și condiții de ceață. Giurgiu veni o parte de o zi de marți caldă, cu aproximativ 25 de grade la amiază. Cerul mai mult senin, ziua se norează spre seară, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla cel mult moderat. În județul Giurgiu se vor înregistra 24 de grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 25 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 7 km pe oră din direcția sud-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 60%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind 337 cm. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu și nu ratați de la ora 21 emisiunea Audiența în direct cu Florina Drăgulin. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!